spunem. Pentru că a fost un sector care a simțit din plin, așa cum spuneam, criza financiară, însă la noi paradoxul face că e nevoie în continuare ca acest sector să-și continue dezvoltarea, e nevoie de locuințe, de case noi, de tot felul de astfel de programe și dacă credeți din punctul noastră de vedere că acest program, prima casă, 1, 2, 3, cât a fost, și-a arătat adevăratul scop final până la urmă, eficiența, sau a fost o încercare mai mult sau mai puțin reușită, însă trebuie altceva în plus pentru a veni în sprijinul populației. Mergem imediat și la relația client-bancă, că și aici e o problemă întreagă. Ce este? Programul Prima Casă, în opinia mea, nu și-a atins scopul. El a avut un efect mult mai mic decât cel așteptat de populație. În primul rând, cei cu venituri mici și medii n-au reușit să beneficieze în mod real de acest program. Doar o parte din cei cu venituri medii au avut posibilitatea să acceseze programul Prima Casă. În special, să spunem, din cauza faptului că acest program a determinat o creștere a prețurilor, o creștere artificială, în opinia mea, creșterii a prețurilor locuințelor, să spunem, de nivel maxim 90.000 de euro, că de fapt el aici se adresa programul, era pentru cei care cumpărau locuințe de până în 90.000 de euro. Nu cred că în perioada următoare o să avem o îmbunătățire a acestei situații, pentru că în primul rând, economia este afectată și e afectată la modul serios, e afectată la bază, în sensul în care au fost diminuate foarte mult salariile angajaților, atât în sectorul bugetar, dar și în sectorul privat au fost foarte multe diminuări sau chiar înghețări de salarii. Economia trebuie să pornească pe toate ramurile ca să poată sectorul imobiliar să simtă o revigorare. Noi am avut o creștere a cererii de locuințe în perioada anilor 2006-2007 și în special 2008, datorată în special creditului, relaxării posibilităților de accesare a unui credit. A fost o perioadă când foarte multe construcții de locuințe se făceau pe credit ipotecar, foarte multe cumpărări de locuințe se făceau pe o asemenea variantă, credit imobiliar, credit ipotecar. În momentul în care însă creditul a stagnat și în special au apărut probleme în, să-i spunem, rambursarea ratelor, pentru că cea mai mare problemă aici este băncile resimt faptul că au dat cu prea multă lejeritate anumite credite, automat condițiile s-au înăsprit, automat au început să fie probleme cu dosarele care se aflau în evaluare și de aici încolo tot efectul în lanț, inclusiv la ce spunea doamna Dima mai devreme, simțită și la efectul simțit și la notari și așa mai departe. Și chiar și la buget, pentru că a încasat mai puțin bani din taxele de achiziție ale locuințelor. Dar aici este o discuție mai largă și dacă îmi permiteți un minut și jumătate, vreau să vă spun care e de fapt problema de fond, de ce nu creștem noi în momentul acesta. Creșterea economică a anilor 2007-2008 a fost o creștere, în opinia mea, artificială. Ea s-a bazat foarte mult pe credit și pe consum. Ea nu s-a bazat, așa cum era firesc și cum se întâmplă în economiile țărilor dezvoltate, pe creșterea producției și creșterea serviciilor. Aceste două importante sectoare au fost neglijate. Și din acest motiv am avut o creștere care nu a fost sustenabilă pe termen lung. Nu a fost o creștere durabilă. Perfect adevărat, însă având acest model nesustenabil de care amintesc de creștere economică a României și având un alt model, cel din regiune, Polonia, de exemplu, exact, avem de învățat sau am învățat în urma acestei crize, exact, ceva? Sau ne recuperăm, ne revenim economic tot prin consum, tot prin credit și ajungem la un nou boom sau la o nouă revenire în care vedem o creștere economică la care poate nu visăm acum și ulterior ciclul se repetă întrucât constatăm aceleași aspecte pe care le-am ignorat anii trecuți. Așa este. Aveți foarte mare dreptate și am să vă spun că problema de să-i spunem, de căpătâia a României este faptul că nu are oameni, în opinia mea, în guvernare, suficient de capabili care să creeze o, să-i spunem, proiecție de viitor
pe termen lung privind dezvoltarea economică și o dezvoltare durabilă. Fiecare partid care a venit în ultimii ani, din 2004 încoace, a avut dorința să crească rapid economia, dar atunci, ca să producă efecte, să beneficieze el de rezultatele acestei creșteri rapide, adică să aibă efecte electorale cât mai rapide. O creștere durabilă, ce spuneam eu, a sectorului producției, a sectorului serviciilor, se face în timp. Efectele se văd mult mai târziu, pentru că economia are o inerție foarte mare. Ea nu reacționează imediat. Și de aceea, Polonia, exemplu pe care l-ați dat dumneavoastră, și este cel mai bun exemplu care se putea da, pentru că ea a pornit la același nivel cu noi în 1989 și a ajuns mult mai departe, a dezvoltat cu precădere producția. Au devenit exportatori. Noi suntem astăzi consumatori de foarte multe produse poloneze, pentru că ei au supraproducție. Ei nu pot. Ei produc mai mult decât pot ei să consume. La noi situația e invers. Noi producem mai puțin decât avem noi nevoie să consumăm și de aici încolo apar problemele cu cursul valutar, pentru că ne bazăm mult pe importuri. Cursul trebuie susținut de Banca Națională. Banca Națională a credit de la femei ca să susțină cursul. Creditul înseamnă dobânzi și tot acest efect în lanț care se produce în economie și care ne afectează în final pe toți. Apropo de efect în lanț, imediat după ce vă prezint materialul următor, am să vă întreb dacă credeți că până la urmă tot consumul sau exporturile sau poate descoperim alte segmente care România trebuie să se reorienteze pe